Firma care figurează din anul 2010 pe piața muncii a venit și în sprijinul oamenilor din Medgidia. Astfel, investitorii din Turcia care activează în sistemul holding au deschis un punct de lucru și la Mangalia. Activitatea propriu-zisă este prelucrarea și procesarea ghearelor de pui. În prezent, firma are 200 de angajați activi. Medgidia'deki iş imkanı arayan bayanlara da pentru cei locuitorii orașului Medgidia care caută un loc de muncă. Mangalia'da fabrikamızın kapılarını açmış durumdayız. Ne deschidem ușile pentru locuitorii orașului Medgidia. Buraya kadar servisimizi yollayacağız, otobüsümüzü. Vom trimite autocarul pentru a lua angajații. Yani onlar için ciddi bir iş imkanı olacaktır. Este o oportunitate pentru dumnealor. Grupul țintă vizat este format în special din femei. Vârsta nu contează, însă trebuie doar să aibă putere și voință de a munci. Statul în picioare este singurul lucru de care s-ar putea plânge angajații. Salariul nu este unul fix, pornește de la minim pe economie și în funcție de orele petrecute la muncă poate ajunge până la 2500 de lei. Directorul general al firmei susține că totul ține de dorința de a munci. Spune că în România sunt mulți oameni care atunci când dau de greu la locul de muncă se întorc la cea mai ușoară meserie, ajutorul de la stat. Bazen bayanlarımız geliyor, maalesef iş beğenmiyorlar. Mai sunt unii dintre ei care vin și nu le ben plac. Ben şunu söylemek istiyorum, hazır ekranların başındayız. Vreau să spun și următorul lucru. Bana göre Romanya'da işsizlik yok diyorlar. Eu nu cred că în România nu există locuri de muncă. İşsizlik belki oranı çok düşük olabilir, bilemiyorum. Poate într-adevăr este şomajul mai ridicat. İş beğenmeme var. Dar cred că există, nu le place. Eğer insanlar ekmeğini çıkartmak istiyorsa, işe ihtiyacı varsa. Un moment, un om care își dorește să muncească și are nevoie de un loc de muncă. Kapılarımız açık, buyurun gelin çalışın. Ușile noastre sunt deschise, chiar vă rugăm și vă așteptăm. 3 gün çalışıp işi bırakıp da şomaja gitmeyin. Lucrați 3 zile după yani care mergeți kaçmayın. Și întindeți mâna să fugiți la cei mai ușor. Öyle... Cei prezenți la întrunire nici nu au așteptat bine finalul discursului, că s-au și îmbulzit la masa reprezentanților pentru a-și lăsa buletinele pentru angajare. Ce spun oamenii despre această oportunitate care li s-a oferit? Să încercăm și noi, dacă punem și noi un loc de muncă. Avem situație grea, acasă, probleme. Să ne hotărăm întâi, să vedem despre ce e vorba, că se vorbește că nu prea ea plătește la timp. Așa se spune acum. Să vedem. Să ne angajăm, să facem tot ce ne-a scris aici și o să facem. Programul vă convine? Da. Au existat și voci care au susținut că au cunoștințe care au muncit la această firmă și nu au fost plătite. Reprezentanții societății dezmint însă aceste acuzații. Sub nicio formă, pentru că, bă, dați seama, așa o facilitate e... Odată și sub observația tuturor organelor statului și nu e niciun interes. Pot să vă spun că firma, de exemplu, chiar în acest sistem, plățile la furnizor și de pe unde achiziționează face plăți în avans. Deci este un grup puternic, așa cum v-a zis, e un holding, e un grup puternic cu fabrici și în Europa și în Turcia și așa mai departe. Pot să vă zic că achiziționează și are colaborări pe toate țările din zonă, inclusiv Grecia. Tocmai de aceea, colaboratorul susține că nu trebuie găsite scuze pentru a nu munci. Și asta deoarece oamenilor din Medgidia fără un loc de muncă li se întinde acum o mână de ajutor. Am ajuns chiar până la Medgidia, deci la aproape 80 de kilometri distanță, cu transport asigurat din partea firmei, ca să, eu știu, într-o parte, ca să le facem practic oamenilor ăsta un bine, pentru că și în personalul de la Mangalia sunt oameni care au venituri substanțiale, dar este o formă de, să zicem, dacă le e familiar celor de pe vremuri, de acord global. Deci cu cât muncești și ești mai eficient și mai rentabil, cu atât câștigi mai mult. Compania nu caută muncitori calificați. Directorul general afirmă că un om care nu a muncit niciodată sau care nu are cunoștințe despre activitatea firmei va învăța tot ce are de făcut în maximum o săptămână. Actele necesare pentru angajare sunt aceleași ca pentru orice alt loc de muncă. Este nevoie de copii xerox după buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și de căsătorie, dacă este cazul, certificatele de studii, dacă este cazul, carnetul de muncă, analizele medicale, o adeverință de la medicul de familie, cazier judiciar, cerere tip, un curriculum vitae și, evident, putere de muncă. Programul este de luni până vineri între orele 8-17, iar transportul este asigurat de către firmă.